Salut, camarazi! Revin din nou că știți și voi, în România sunt multe care nu merg, sunt multe lucruri grotești, altele penibile și alte de tot de cacao. Așa. Am văzut acum la recenta olimpiadă că niște sportive africane au concurat sub tricolor. Bă, frate, mie nu mi se pare normal. Eu știu foarte bine că e o corupție la tot ce înseamnă federație internațională, mondială, europeană, FIFA, UEFA, comitetele olimpice și așa mai departe. Am văzut și acum la olimpiada asta cum luptătorii japonezi au fost descalificați sau au pierdut meciurile. A fost scandalul cu gimnasta noastră, cu Bărbosu, au fost și alte scandaluri. Deci, părerea mea că e o mafie care conduce sportul și asta n-a început de azi, de ieri, e de zeci de ani. Mi-aduc aminte când João Havelange, brazilianul, era președintele FIFA. Era corupție la greu, știi, pentru că Brazilia dătea mulți fotbaliști, are o populație de vreo 300 de milioane, deci un rezervor imens, și făceau legea și umpleau și buzunarele, știi? Așa, la noi aici, în România, foarte mulți milițieni sau din armată conduc federațiile române. Nu avem nevoie nici de milițieni, nici de securiști, nici de nimica. Federațiile trebuie să fie conduse de oameni pricepuți, oameni care știu ce fac, oameni care au făcut sport, care au experiență și așa mai departe. Hai să vă înșir așa doar câteva exemple. Burleanu să știe că a fost pus de statul paralel de securiști, că Gică Popescu a fost arestat cu o zi înainte de alegeri ca să nu participe, să câștige. Deci știți și voi că scandalul cu statul paralel e imens în momentul ăsta, apar noi și noi denunțuri. Foștii generali de la securitate, Dumbravă și cu Coldea și cu avocatul lor Trăilă și generalul Cocoru sunt pe trambulină. Se pare că, virgulă, Coldea vrea să fugă din țară, că e și laș. Nu numai că e canal, e și laș. El e și prieten cu Pandarov, cea care băga pudră în toate cluburile de fițe din București, știți? Deci vă dați seama unde au ajuns instituțiile românești, dacă general și chestor de poliție, general de servicii secrete și chestor de poliție, sunt mână-mână cu traficanții de droguri, cu cei cu pudră, cei care nenorocesc copiii României la ordin, numai ca să câștige ei bani de reglați, probabil, sau trag și ei pudră. Așa. Deci Burleanu e cu securiștii, e pus de securiști să devalizeze Federația Română de Fotbal. Alin Petrache, care e președinte la rugby, și ăsta e tot o canalie pus pe securiști, tot așa, să devalizeze, să fure banii de la rugby. Și a atras și o nevastă care a trecut în toate paturile, inclusiv al lui Ion Țiriac. Așa, era o nevastă lui Petrache, era o fostă vânătoare de bani, știți, vâna bogătanii cu bani să se culce cu ei. Așa, deci cu asta v-am zis totul. Elisabeta Lipă, care ia până și 200 de euro de la primăria capitalei ca, virgulă, consilier, iarăși o leșinată după bani. Eu cred că a fost mare campioană, dar să ne mai lase doamna Uța Lipă, doamna general, pentru că și doamna general a trecut mult de când dătea la rame și era inocentă, acum e pus pe cașcaval și pe mălai, știi? Deci e în gașca celor care fură. Nemai vorbind de celebru Gino Iorgulescu, care n-are pic de bun simț, om în toată firea cu părul alb, are vreo 50 ceva de ani, n-are bunul simț să se retragă de la Liga Profesionistă de Fotbal, că e tatăl unui ucigaș, unui asasin.
n-are pic de bun simț, n-are onoare, n-are caracter. Păi ce exemplu să dea el la tinerii fotbaliști dacă el e o licea patentată, dacă el e un nesimțit și un om fără verticalitate, pus tot de securiști acolo, că fură cu ei, cum a furat și Mitică Dragomir, cum a furat și Mircea Sandu și toți care au trecut pe la federații au venit doar să fure. În mulți președinți de federații, până și Covaliu, e tot milițian, și Covaliu a fost spadasin, așa, și cine mai e pe acolo, cam toți sunt foști milițieni, foști pe la Steaua, pe la Dinamo, deci ori cu armata, ori cu securitatea, ori cu miliția. Bă, frate, ne-am săturat de ăștia. Toată lumea știe că securiștii au trădat și au nenorocit România de aproape 70 de ani. Toată lumea știe că indivizii ăștia n-au nimica pentru poporul român și România. Acum, tot indivizii ăștia care strădători de neam și țară, niște licheli, niște tâlhari și niște hoți, au început să ne aducă străini să alerge sub tricolorul României. Bă, frate, tricolorul României e udat cu sute de tone de sânge al poporului român, ostași care au murit pentru patrie, pentru țară, și pe vremea lui Burebista, și pe vremea lui Decebal, și pe vremea lui Vlad Țepe și al lui Mircea cel Bătrân, și în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Mihai Viteazu. S-a murit pentru țară și popor și în 1877, în războiul contra turcilor. S-a murit și la Revoluția din 48, au murit și Avram Iancu și Bălcescu și Gheorghe Dojea și toți. Bă, nu poți să aduci niște africani să alerge cu steagul României pătat de sângele a milioane de tineri români care și-au jertfit viața și viitorul pentru țară, pentru popor și pentru patrie. Nu poți să aduci niște africani care n-au nicio treabă cu țara asta, care nu simt nimic, care nu știu nici măcar istoria României. Până și la culturism au adus un jamaican să concureze pentru România, până la lupte au adus un cubanez. Bă, frate, trebuie să punem piciorul în prag. N-avem nevoie nici de jamaican, nici de cubanez, nici de africani. Dacă noi românii suntem un popor de puturoși și nu mai alergăm nici după tramvai, dacă tineretul României e complet îndobitocit și nu mai face sport, ci se lase prostii cu telefonul mobil cu o bucățică de plastic, tineretul României nu mai face sport, foarte puțin fac. Deci dacă nu mai facem sport, dacă suntem un popor de incapabili și de puturoși, stăm acasă, bă, ne uităm la Olimpiadă la televizor. Știi? Că și așa la Olimpiadă, jocurile sunt făcute, ați văzut că ăia care erau dopați în China, vreo 12-13 sportivi, i-au lăsat să concureze dopați, dar pe Halip au suspendat-o și pe Șarapova, că ele erau din Rusia și din România, știi? Pe chinezi și pe văcari, adică pe americani, nu-i suspendă nimeni. Aia n-au, m-am uitat la niște concursuri de alea la Olimpiad. La nivelul ăsta n-ai cum să câștigi cu 10-12 metri avans. E imposibil, că toată lumea e pregătită acolo și e pe rupte, știi? Și văcarii americani câștigă cu câte 10-12 metri medaliile de aur în avans. Băi, n-ai cum așa ceva, e imposibil omenește. După aia chinezul ăla care a luat medalia de argint lui Popovici și ăla era dopat până la urechi. Nu ai cum să câștigi la o cursă de asta, poți să câștigi cu o fracțiune de secundă, cu trei fracțiuni de secundă, dar nu poți să câștigi cu o lungime, adică cu 2 metri, 2 metri 30 distanță față de număr de ăla care a luat argintul și față de Popovici care a luat bronzul. Deci chinezul ăla era dopat până la urechi, știți? Așa. Mi-aduc aminte de celebrul ciclist american, Lance Armstrong, care a venit și a dat legea 7 ani în turul Franței. După 7 ani l-au depistat cu ce să dopa. Omul să și dopa și avea și un motoraj sub șala bicicletă. Deci trișea pur și simplu, deci un nesimțit,
o canalie care a luat locul întâi la alții și i-au trimis pe ea pe locul 2 și pe 3, deși ei meritau să câștige, nu el, dopatul și pudratul și cu tot felul de șmecherii mecanice. Da. Deci asta vă zic eu, nu avem nevoie de african, nu avem nevoie de jamaican, nu avem nevoie nici de georgien la rugby, nu avem nevoie nici de cubanez la luptă. Dacă suntem proști, stăm acasă, ne uităm la olimpiadă la televizor, frumos, nu? Nu mergem acolo să ne facem de cacao, ăia n-au cum să reprezinte România. Noi avem o altă formație ca popor, altă cultură, ne deosebim și de african și de cubanez, așa, deci nu avem și de jamaică. N-avem ce să căutăm, aia n-au ce să caute să alerge cu steagul sfânt al României. Acum vă las și pe voi la comentarii să-mi spuneți ce credeți. Vă pup cu drag, rămânem precum catare umăr la umăr. Pa, camarazi!